studiu introductiv îl numesc eu, practic este primul capitol al cărții care se numește Nu fi necredincios, ci credincios. E ceea ce spune Domnul Iisus lui Toma. E, pentru cei care sunt interesați să nu fie necredincioși, ci credincioși, e nevoie de un drum. Totdeauna e nevoie. Ce am de făcut? Lansarea de carte Itinerariul Credinței reflectă munca pastorului Ioan Bochian din perioada pandemiei, un studiu biblic realizat cu cei din biserica sa, care prezintă 10 exemple ale credinței. Am scris cartea aceasta în urma prezentării studiilor biblice, a unui serial de studii biblice despre credință, la Biserica Emanuel, în timpul stării de urgență, când biserica era închisă, și noi predicam, eu ca pastor predicam în fața unor camere de luat vederi. Frații, surorile, ascultătorii erau acasă fără a avea posibilitatea unei interacțiuni directe cu noi, așa cum se întâmplă în timpul de părtășie în adunare. Și atunci au fost credincioși și chiar confrații care mi-au spus: e nevoie ca aceste studii să fie completate de un material scris pe care să-l punem în mâna ascultătorilor, în mâna fraților și surorilor. Și în felul acesta am hotărât că, probabil că da, ar fi bine ca materialul sistematizat și, sigur, poate puțin mai bine documentat, amplificat puțin, să ajungă în formă scrisă în mâna credincioșilor. Și iată, a ieșit această lucrare, un studiu introductiv, Nu fi necredincios, ci credincios, și apoi 10 exemple de ce înseamnă să ai credință, de la Abel și până la Moise, așa cum îi găsim crescând, parcă, unul mai mult ca altul, eroii credinței în Evrei 11. Evenimentul a avut loc în inima capitalei, în librăria Stefanus, și a adunat lideri credincioși, dar și oameni interesați de studiul Bibliei. Ne-am bucurat foarte mult să îl avem alături de noi pe fratele Bochian și ne bucurăm de ceea ce a vorbit Dumnezeu prin dumnealui și ne bucurăm de această carte ca de un dar prețios din partea lui Dumnezeu. Îl mai așteptăm să scrie în continuare, deși este la debut. Avem credință și încredere că Dumnezeu îl va ajuta să continue această lucrare. Evenimentul de astăzi este unul foarte important pentru spațiul evanghelic bucureștean. Faptul că ne aflăm în librăria Stefanus, la kilometru zero al Bucureștiului, subliniază sau accentuează cumva această distincție. Au fost prezenți la această lansare de carte personalități din mediul evanghelic, pastori și slujitori din cultul pentecostal, cultul creștin după Evanghelie, Biserica Evanghelică Română, reprezentanți ai mass-mediei creștine și alți invitați. A fost un eveniment foarte consistent, un eveniment care a reușit să coaguleze în jurul lui foarte multe aprecieri și noi toți cei care am luat parte ne-am bucurat de această apariție și îi dorim autorului la cât mai multe cărți.